A vorba unui mare actor român, o piesulică. Face și noi o piesulică, luăm un bănuț acolo și nu ne costă nimic. Adică, cum am venit, așa plecăm, așa și publicul s-a amuzat, a râs de trei ori, a băut o bere și toată lumea e fericită. Asta e foarte frumos, dar nu e teatru, e o formă de manifestare a anume sensibilități umane, dar nu e arta teatrului. Dificultatea aici este și prin faptul că dacă literatura a rămas quasi neschimbată, nu tot se scrie tot cu pixul pe o hârtie, da, sau cu computerul sau cu nu știu ce, dacă arta muzicii tot șapte note, nu, folosește și așa mai departe, lucrurile sunt scrise și de mari compozitori, teatrul e mai vulnerabil, pentru că s-a născut mult mai târziu și foarte multă vreme a constituit singura distracție, între ghilimele, singura contact cu altceva, nu? Cum zice foarte simplu Shakespeare, punem o oglindă în fața ta. Noi asta facem. Facem o oglindă așa cum sunt prin anumite studiouri, da, de televiziune. Oglindă mare așa și ți-o punem în față. Și am plecat. Uneori s-ar putea să nu-mi placă faptul că pui oglinda asta. Păi aici e problema, că de cele mai multe ori nu-ți place ce vezi. Și sigur că asta ar trebui să creeze un fenomen pozitiv, adică, dumneavoastră, hai să ne schimbăm. E, în epoca noastră de astăzi există și reacția inversă, în care lumea zice, dar nu-mi trebuie mie de-astea cu plâns și cu dalea, cu lacrimi, cu morți, cu... Nu, domne, eu vreau să mă râd, să mă simt bine. Nu se mai face această deosebire, pentru că, până la urmă, e dreptul omului, nu? Dacă vrea să râdă, să râdă. Nu îl oprește nimeni să râdă. Dar problema este, vorbim de teatru sau vorbim de o altă formă de, să zicem așa, de artă, de, mă rog, manifestare posibilă, știi? Aici e diferența. Când te uiți în jur, acum... Adică aici cred că e diferența. Când te uiți în jur acum, după toată experiența ta teatrală, după ce ai cunoscut lume din, cum să spun, din galeria legendară a făcătorilor de teatru, noroc. Ai avut norocul ăsta, ai montat spectacole în străinătate, ai trăit un tip de exercițiu foarte complicat în ceea ce privește teatru și ai acumulat foarte multă experiență. Când te uiți în jur, atât din punctul de vedere al omului de meserie care ești, cât și din punctul tău de vedere, pur și simplu, te temi de ceva, Ducu, atunci când te uiți în jur? Întrebarea e formidabilă. Da, evident că te temi. Și de asta nu are legătură cu teatru. Din păcate, ceea ce și Coriolan este într-un fel, adică un spectacol despre frică, frica este ceea ce se insinuează și creează probleme într-o societate. Adică frica de ziua de mâine, frica de, nu știu, examenul copiilor, frica de mama soacră, frica de... Că sunt multe lucruri de-astea mărunte și oamenii reacționează la asta. Sigur că experiența de care vorbeai a fost formidabilă, dar nu are nicio legătură cu ce se întâmplă acum sau cu ce se va întâmpla mâine. Pentru că nu știi și de teatru eventual te poți agăța ca de un colac de salvare, dar niciun caz nu ai alte
să zicem, bucurii de pe urma teatrului decât asta. Că te poate face mai lucid, mai puțin vulnerabil din punctul ăsta de vedere. Mulțumesc foarte frumos pentru că ai acceptat invitația noastră. Succes în tot ce faci. Mulțumesc frumos. Mulțumim frumos. Doamne ajută. Tuturor celor care sunt alături de Garantat 100%, mulțumim frumos pentru încredere. Ne vedem săptămâna viitoare. Noapte bună.